Asculți Jurnal Autentic la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bună seara, dragi ascultători, și bine ne regăsim aici la Radio Terra Nova în cadrul emisiunii Jurnal Autentic. Numele meu este Simona Stelunleț și astăzi o am alături de mine pe Corina Clepcea. Corina Clepcea este psiholog și psihoterapeut și astăzi ne-am propus împreună să dezbatem subiectul legat de relații. Corina, bine ai venit! Bine v-am găsit! Bună seara! Îmi pare bine să fiu invitată. Da, mă numesc Corina Clepcea, sunt psiholog, psihoterapeut și terapeut de terapii complementare. De fapt, am început cu terapiile complementare acum mulți ani, probabil vreo 18, nici nu mai știu. Și între timp m-am diversificat, mi-am diversificat area de cunoaștere. Deci, bine v-am găsit, aștept întrebări. Bine ai venit, Corina, să începem așa cum am spus, de la relații. Ce sunt relațiile? Cum să le privim? Din ce unghi să le abordăm? Da, relațiile sunt foarte, foarte bine aspectate astăzi și sunt cu problemele de relații mă întâlnesc cel mai des în cabinet în aceste zile, în acești ani, ultimii ani. Ce înseamnă relații? Relațiile sunt, noi suntem tentați să credem că sunt doar relații de cuplu. Nu, relațiile sunt tot ce, deci o relație înseamnă o colaborare sau nu între două persoane sau mai multe. Relația poate fi de cuplu, relația este între părinți și copii, relația este profesională și deci în toate ariile în care noi colaborăm cu cineva, putem spune că avem o relație bună sau rea, asta vorbim. Eu am o curiozitate, în cabinetul tău, ce fel de oameni vin, de la ce vârste abordează sau sunt deschiși oamenii să se pregătească pe partea asta, să primească cunoașterea ta? În cabinetul meu vin persoane începând cu 5 ani, pentru că, sigur, aduși, copiii aduși de părinți, pentru că nu iau persoane mai tinere, nu lucrez cu copii sub 5 ani, pentru că au o altă capacitate de a înmagazina și de a cunoaște lucrurile, pur și simplu. Și atunci prefer să lucrez cu copii mai mari și cu adolescenți și adulți. În momentul ăsta am cupluri multe și adolescenți foarte mulți în terapie. Cu ce teme vin spre tine? Probleme de relații. Relații legate... Bun, relațiile sunt foarte vaste. Dacă stăm să ne gândim, relațiile pot fi privite din foarte multe unghiuri. Dar hai să vedem care sunt cele mai des întâlnite situații. În acest moment am observat că sunt probleme de relaționare între părinți și copii, la ce mod? Pare că există un gap, o adâncime, o prăpastie între părinți și copii. Părinți care nu-și înțeleg copiii, copiii care le reproșează părinților că nu vor să fie înțeleși și că nu vor să-i înțeleagă pentru că au trăit în alte epoci, în alte perioade și pur și simplu se simt neînțeleși și unii și ceilalți. Apoi în cuplu, iarăși sunt o grămadă de probleme, deși aparent cei doi au crescut în aceleași epoci, să le zicem așa, pentru că nu vin. La mine în cabinet nu vin cuplurile care sunt cu diferențe mari de... ca și timpi în relație, deci ca și vârste, vin cu vârste apropiate și foarte interesant că deși au crescut în aceleași epoci, să le zicem așa, nu se înțeleg sau au probleme foarte mari de comunicare. Și apoi, deci sunt cei care nu comunică bine în cuplu și nu comunică bine nici cu copiii. Este foarte interesant ce se întâmplă astăzi. Și din cazurile pe care le-ai întâlnit, ce ai constatat? De unde vine problema? Care e cauza? De unde vin toate aceste situații?
Și te-aș mai întreba ceva, pentru că întâlnesc și văd și aud foarte mulți oameni vorbind despre faptul că au copii adolescenți care devin destul de agresivi sau se manifestă furioși, deși au tot ce au nevoie, poate, acasă, așa consideră părinții, poate mai puțină implicare din partea părinților, sau care ar fi cauza? Da, prima întrebare a ta a fost de unde vin toate lucrurile acestea de neînțelegere, de probleme în cuplu, în primul rând. Noi am mai vorbit acest lucru și cele mai multe probleme vin din copilărie. Se știe lucrul acesta. În copilărie se întâmplă niște lucruri. Dacă părinții nu au fost, nu permisivi, o să vorbim și despre asta, ci pe aceeași lungime de undă cu copilul, să fie prezenți pentru copil, să fie acolo, să fie conform nevoilor copilului, copilul va aduna frustrări foarte multe și aceste frustrări vor deveni la maturitate un mod de a se manifesta. Și aici va fi foarte multă durere, foarte multă furie, foarte multe complexe de tot felul și atunci vine manifestarea asta de eu știu, eu pot, sunt în defensivă de fapt și când ești în defensivă ce faci? Ataci. Și atunci comportamentul acesta este văzut de copiilor la rândul lor. Copiii noștri de fapt sunt oglinzile noastre și prelungirile noastre emoționale. Ei vor manifesta exact ce văd la noi, până când vor deveni la rândul lor adulți. Și atunci există în psihologie noțiunea de loialitate de familie. Ce se întâmplă atunci? Când ești loial familiei, poți fi loial în două feluri. Ori ai văzut comportamentul și inconștient l-ai preluat și atunci te manifesti conform mamei, tatălui și așa mai departe. Sau... Deci asta se întâmplă la nivel inconștient. Absolut. În subconștient și inconștient. Tu ai preluat niște informații și le replici atunci când vine timpul, vorba aceea. Sau, tot loialitate de familie este atunci când îți dai seama că cei doi, părinții ai tăi și relația lor, au fost profund disfuncționali și alegi conștient să nu te mai manifesti ca și ei. Dar tot loialitate de familie este pentru că tot ei sunt etalonul. Nu mai vreau să fiu ca și ei. Da, acolo e o muncă. E o muncă mare. Multă, da, uh-huh. da. Cam cât timp crezi că ia unei astfel de persoane? Pentru că se întâmplă o resetare la nivel foarte subtil din ce povestești tu. Da, nu există timp. Pentru că ține foarte mult de personalitatea fiecăruia și de modul în care vrei să faci schimbarea sau vrea să facă schimbarea. Dacă omul este setat să se schimbe, atunci se va schimba. Dacă doar spune că vrea să se schimbe, dar de fapt el este mereu în zona lui de confort și nu face nicio schimbare în sensul acela, ci doar așteaptă să se întâmple ceva, nu se va întâmpla. Nu funcționează așa? Nu. Nu. Ar trebui foarte multă implicare și muncă personală. Susținută și prezență, cred că foarte multă foarte prezență. Mult. Să-ți dai seama în momentul în care faci ceva, că faci acel lucru și că vrei să-l schimbi. Dacă nu funcționează, dacă este disfuncțional pentru tine, dacă e toxic pentru tine, atunci să zici, da, oare ce din mine sau ce din ceea ce am primit de la părinții mei a făcut să fac asta sau să se întâmple asta? Și ce aș putea să fac? Atunci ești în conștiență și se pot întâmpla lucruri. Adică chiar să schimbi lucrurile alea. Crezi că înainte de a începe un proces de asemenea natură, este nevoie să abordăm în prima fază iertarea? Iertarea față de noi, față de părinții noștri? Aici mai mult energetic mă refer, ca să te așezi un pic și să începi lucrul cu tine, cumva să faci un pic de spațiu în mental, prin iertare, sau ai alte soluții? Cum îi ajuți? Abortez foarte, foarte des iertarea și este, deși în aparență
Este foarte ușor de făcut. Îl iert, o iert și e gata. Nu. Foarte greu se întâmplă iertarea aia adevărată, eliberatoare. Da. Oamenii sunt foarte setați să cu legea talionului. Dacă mi-ai dat ceva, adică mi-ai dat-o rău de tot, s-o dau și eu, adică sunt setat să mă răzbun. Și nu așa funcționează lucrurile. Dacă tu, la rău, răspunzi cu bine, nu se poate să nu se neutralizeze lucrurile și apoi să meargă spre bine. Dar crezi că are copilul o astfel de reacție, adolescent fiind, de manifestare, o astfel de reacție de agresivitate, de furie, pentru că tu când ai fost mic, i-ai făcut o nedreptate, eu ca părinte, i-am făcut o nedreptate, el atunci nu a putut reacționa și se manifestă acum la vârsta adolescentă când are un cuvânt de spus. Da, foarte mare dreptate ai și lucrul acesta îl aud și îl înțeleg la toți adolescenții pe care i-am în cabinet. Toți adolescenții spun asta. Mi-au făcut, mi-au greșit, m-au bătut, m-au înjurat, m-au despre părinții lor. Da. Și acum nu pot să iert. Sunt cazuri când acesta este un mod de viață pentru foarte mulți, destul de mulți din copii, păcate. Din păcate. Dar sunt cazuri când poate s-a întâmplat odată în viață din partea părintelui și atât de tare l-a afectat pe copil încât el acolo a rămas blocat. Absolut, absolut, și știu cazuri și de acest fel. Și vine părintele și spune, sunt conștient că i-am dat odată o palmă sau și mi-am cerut iertare și cu toate astea nu primesc iertarea aia pe care o tot aștept. Na, și atunci este o muncă și cu părintele și cu copilul să ne dăm seama că da, greșim, toți putem greși, nici unii nu suntem perfecți și este normal să fim așa și că putem îndrepta lucrurile oricând, la orice da, vârstă. Da, și uite, asta și vreau că urma să te întreb. Pentru un părinte care și-a dat seama că a făcut greșeala, l-a pocnit, i-a subminat autoritatea, a vorbit urât, și așa mai departe. Și și-a dat totuși seama în secunda 2 sau după ce aude discuția noastră, își dă seama că face această greșeală. Ce îi recomand să facă? În așa fel încât să se întâmple schimbul, iertarea, mai repede decât să o conștientizeze peste 10 de ani și atunci să înceapă procesul de iertare. Ce îi recomand să facă? Atunci, imediat după ce poate și-a dat seama. Sau poate a doua zi după ce a făcut, a reacționat cum poate nu și-a dorit? Păi exact asta. Dacă vrea atunci să reacționeze imediat după ce a făcut fapta respectivă, să stea să respire puțin. Să-și dea seama ce a făcut, să se liniștească și să-și ceară iertare. Este atât de important să ne cerem iertare, să zicem, da, am greșit, nu sunt părinte perfect și nici tu nu o să fii părinte perfect la rândul tău, sunt conștient că am greșit, dar este atât de greu, nu știu de ce ne este atât de greu să ne cerem iertare de la copiii noștri și să-i prețuim și să-i valorificăm așa cum sunt ei și să-i valorizăm, nu să-i valorificăm, să-i valorizăm așa cum sunt ei, să le spunem că tu ești totul pentru mine, ești minunat și mă bucur că m-ai ales ca și părinte. Este atât de important să le spunem că contează, copiii ăștia contează. Poate fi îmbrățișarea un prim pas? Absolut. Dar să-i întrebăm dacă vor. Asta. Da. Da. Deci, știi, după ce ai un episod de genul ăsta și agresorul vine spre tine și dorește să te îmbrățișeze, parcă nu prea ți mai vine, dar dacă îl formezi și îl ajuți, bine, asta nu înseamnă că trebuie să se întâmple zilnic așa ceva în casă, da, și tu absolut. Să tot mergi și să tot îmbrățișezi și el săracul să nu știe cum să te respingă. Dar... Acesta este un mesaj contradictoriu. Dacă se întâmplă în fiecare zi și noi îl tot agresăm și apoi ne cerem iertare și iar îl agresăm și iarăși ne cerem iertare, el nu va prea ști ce să înțeleagă. De fapt, cum se manifestă părintele ăsta? De fapt, ce vrea să-mi spună? Mă iubește sau mă respinge? Mă prețuiește pentru ceea ce sunt sau nu prea contez pentru el sau de fapt cei? Și crește așa într-o stare de incertitudine și de nesiguranță completă până când
până când devine adult și își face propriile lui seturi de valori. Și atunci poate să devină un adult dual. Absolut, absolut, pentru că nu va ști să se manifeste. El va recunoaște probabil tot felul de manifestări pe care le-au avut părinții, în alții va recunoaște aceste manifestări. Chiar le va întâlni fără exact. Să vrea, poate, nu? Exact. Le atrage pur și simplu pentru că e uh-huh. în el aceste uh-huh. elemente, în câmpul lui energetic, uh-huh. există, au fost puse acolo. Exact, și își va face alegerile în funcție de aceste manifestări. Adică își va alege probabil parteneri duali, parteneri cu manifestări duale, pe care îi va înțelege într-un fel sau altul, pentru că așa s-au manifestat părinții și cumva e zona lui de confort. Și totuși, la un moment dat, s-ar putea să se trezească și să zică, păi tu nu mai ești cum erai mai de mult, sau ei evoluează partenerii în feluri diferite și atunci alege să nu mai recunoască manifestările respective și să vrea alt partener. E foarte interesant ce se întâmplă. Adică eu nu mai vreau partener așa cum era mama sau tata, cu manifestările lor ciudate, deosebite și așa, pentru că eu mi-am făcut un alt set de valori și atunci vreau un alt partener conform noilor mele seturi de valori pe care mi le-am implementat. Da, nici asta nu mi se pare prea ușor, pentru că tu poți să-ți dorești un anumit partener, dar tu în câmpul tău să ai alte informații mm-hmm. și să nu reușești să-l atragi. Foarte interesant. Chiar am în terapie o doamnă, s-a întâmplat ceva foarte interesant cu ea. Și-a dorit foarte mulți ani un partener blând, care să o iubească, care să o respecte, să... Și chiar a întâlnit omul respectiv. Nu știe ce să facă cu el. I se pare mult prea mult și s-au despărțit. Adică prea vine bun, terapie prea tocmai frumos, ca să... Da, prea, da, exact. Mult, prea... exact. Pentru că și partea asta nu poți să o duci chiar așa de ușor. Dacă exact. Tu ești vin într-o altă mm-hmm, zonă, mm-hmm. și vine peste tine, să-i spunem, norocul, da, da. Sau vine exact ce tu ai visat să vină, tu nu știi, nu ești pregătit să primești. Da, pentru că nu ai setul de ustensile necesar să duci o asemenea experiență. Și aici încă. Cred că intervine maestria ta, ajutându-i să înțeleagă, să depășească, nu? Blocajele. Da, să conștientizeze niște lucruri, să conștientizeze că, de fapt, noi ne aducem oamenii aceștia prin ceea ce cerem, pentru că noi suntem co-creatorii vieții noastre, alături de creator, bineînțeles, noi ne scriem povestea până la urmă prin ceea ce ne dorim, prin ceea ce transmitem în univers și lucrurile astea chiar se întâmplă, adică... La început, în primii ani ai mei de psihologie, ce să astea cu creator și să ne scriem povestea, la un moment dat am avut să ne scriem povestea pe scurt, o temă, să ne scriem povestea pe scurt a vieții și să-i schimbăm finalul, adică nu s-au mai întâmplat problemele pe care noi le aveam ca le-am și probleme. Generat. Și exact. Și noi am schimbat finalul din peniță, vorba aceea, scriind. Și după aceea, conștientizând în grup lucrurile, wow, s-au întâmplat niște lucruri, adică chiar s-a schimbat viața noastră. E interesant ce aducem și ce deci facem, ce generăm. Și pe final, pentru că așa de repede a trecut timpul cu tine, sunt atâtea lucruri multe de discutat și mai ales la capitolul ăsta al relațiilor am putea sta zile și nopți să povestim. Dar așa de final, pentru ascultătorii noștri, cum îl recomand să facă pentru a atrage partenerul, partenera potrivită? Chiar dacă sunt un adolescent, chiar dacă sunt o persoană trecută prin viață și vreau să-mi refac viața, chiar dacă nu neapărat vreau să ajung într-o relație de parteneriat cu cineva și vreau să am oameni plăcuți pe lângă mine, cum fac? E interesant și aș vrea să încheiem cu o pildă pe care am întâlnit-o în diverse grupuri de lucru. Deci am întâlnit și pilda asta și mai multe, pentru că ne-au venit tot felul de terapeuți din diverse zone ale lumii. Și ne spunea unul dintre ei că
măi, voi nu puteți să aduceți în viața voastră ceea ce nu sunteți voi. Dacă în voi nu există bunătatea aia, iubirea aia, fericirea aia pe care vă doriți de la altul sau să vă aducă altul, voi nu o să puteți să aveți astea. Pentru că, unul, nu le veți putea vedea în ceilalți și nu le veți putea genera. Și atunci, cum să funcționați în preajma unui om care îi plin de fericire, bunătate, iubire și voi nu recunoașteți chestiile astea? Este ca și iubește-l pe celălalt ca pe tine însuți. Cum te iubești pe tine însuți? Dacă tu nu te iubești, dacă tu nu te apreciezi, tu nu poți să iubești pe ceilalți. E imposibil. Și atunci ne întoarcem tot spre energia iubirii până la urmă. Energia iubirii, și ar trebui să ne întoarcem spre noi și spre lucrul cu noi și în fiecare zi să muncim să fim mai buni. Și apoi vor veni și aia buni spre noi. Foarte frumos, îți mulțumim din suflet pentru toată cunoașterea pe care ai trimis-o către ascultătorii noștri și te mai așteptăm în emisiunile noastre, iar dumneavoastră, dragi ascultători, vă mulțumim că ați fost astăzi alături de noi și vă încurajăm să vă manifestați autentic. Să ne vedem cu bine săptămâna viitoare la ora 17:30. Vă îmbrățișăm cu multă iubire!